A revenit în ultima parte a dimineților Plus. Alături de noi a rămas Adrian Popovici, jurnalist la Cotidianul Independent Craiova. De-a lungul timpului, alte state au recunoscut existența altor state. Este un fenomen foarte interesant. Alte state recunosc fie unirea, fie deslipirea unor state, recunoașterea independenței. Și totuși, un moment istoric a fost când Statele Unite ale Americii au recunoscut existența Uniunii Sovietice. Cum s-a înregistrat? Și care au fost pașii care au dus la acest eveniment? Haideți să vă spun. În primul rând, după Revoluția din octombrie 1917, bolșevicii preiau puterea. Bolșevicii înseamnă cei mulți față de menșevici în minoritate. A fost un conflict între aceste două facțiuni de stânga. Sigur, țarul pleacă în exil, este executat în 1918, puterea este preluată de Lenin. Iar la martie în 1922 se formează URSS, adică Uniunea Republicii Sovietice Socialiste. Aproximativ cuprindea acelea state ale fostului Imperiu Țarist, iar acelea state în număr de 15, dar cu alte titulaturi, adică fiecare stat era Republica Socialistă Sovietică, să spunem Azerbaijan, Republica Socialistă Sovietică Moldova și așa mai departe. Și Stalin începe o politică neagră de epurare, la prima epurare în 1938. Începe cel de-al doilea război mondial, la 1 septembrie 1939, cu invazia Poloniei de către Germania nazistă și, atenție, aliații săi. Am aflat că unul dintre aliații săi ar fi fost Slovacia. Și se face o alianță între Germania hitleristă, nazistă și Rusia sovietică. O relație atipică pentru acele vremuri, pentru că nazismul era o doctrină de dreapta, iar RSS-ul avea o doctrină de stânga, bolșevismul era de stânga. Dar este momentul 1941 când Germania nazistă atacă RSS-ul. Iar URSS-ul își caută aliați, intră în alianță cu Statele Unite ale Americii, cu Marea Britanie și cu ceilalți aliați care au dus la scoaterea Germaniei naziste din război și înfrângerea ei în cele în 1945, înfrângerea definitivă. Ei bine, în 1941 se creează Carta Atlanticului între Statele Unite și Marea Britanie. Iată că această răceală între americani și englezi începe să dispară prin această carte a Atlanticului, un document care specifica că după încheierea ostilităților celui de-al doilea război mondial, fiecare stat să aibă un regim democratic, un drept la autodeterminare și așa mai departe. Ajungem la momentul iată, în februarie 1945, când se produce o secționare între aliați. De ce secționare? În primul rând, comunismul era condamnat în statele vestice și atât au avut un aliat în Iosif Vissarionovici Stalin, în Cearce, și ei și-au împărțit acolo, la Ialta, sferele de influență. Stalin a spus că își arogă dreptul de a numi conducători în statele supuse sferei de influență, culmea, state care au luptat la sfârșitul războiului alături de aliații tradiționali, cum a fost și România după 23 august 1940, și iată că România a devenit un stat satelitar Moscovei. Începe perioada Războiului Rece în 1949, când deja se contrează cortina de fier. Și atunci RSS-ul propriu-zis este izolat pe plan extern. După moartea lui Stalin în 1953, ca o contrapondere a NATO, care a fost creat în 1949, în 1955 se pun bazele
tratatului de la Varsovia. Deci sunt două blocuri antagoniste. Berlinul este împărțit în sfere de influență, sfera de influență anglo-franceză pe zone și sfera de influență germană. Propriu se creează RFG-ul și RDG-ul, adică RFG-ul cu capitala la Bonn și RDG-ul cu capitala la Berlin, divizat, v-am spus, în sfere de influență cu trupe de ocupație. Ei bine, avem planul Marshall de reconstrucție a Europei Occidentale, plan la care nu participă URSS, deci are să se izolează. Numai că venirea lui Hrușcev înseamnă și o vizită a lui în Statele Unite ale Americii, o vizită făcută în 1959 și călătorește Hrușcev, am înțeles că ajunge până și la Hollywood. Hrușcev era un om care se putea face plăcut când vrea să obțină ceva. De asemenea, începe tot în acea perioadă, prin anii 60, o competiție, război nuclear care este înghețat, de asta înseamnă război rece, dar aveau zone de conflict de debușeu, cum ar veni Corea de Nord cu Corea de Sud, adică rușii au susținut regimul de la Fenian, care și-a început acel război care s-a finalizat prin 1953 cu acea linie de demarcație de la paralela 38 și care există și azi între Corea de Nord și Corea de Sud. În același timp, în 65, este un război ideologic între Vietnamul de Sud și Vietnamul de Nord, Vietnamul susținut de Sud, susținut de Statele Unite ale Americii. Și în cele din urmă vine la putere acest Leonid Brejnev. De fapt, Hrușcev este îndepărtat de la conducerea PCUS-ului și este cumva izolat. Brejnev începe o politică de detașare față de vechiul sistem stalinist. Dacă Hrușcev a condamnat deschis atrocitățile stalinismului, iată că Leonid Brejnev încearcă să deschidă cumva URSS-ul, ceea ce va reuși, evident, Gorbaciov mai târziu. Și atunci, în 1973, începe un tratat cu aliații, inclusiv cu statul de neproliferare a armelor nucleare, STALT, în 1973, și ulterior la Helsinki, în 1975. În acest moment, de fapt, nu vorbim de o recunoaștere a URSS-ului ca stat, pentru că el era recunoscut, ci mai degrabă de o normalizare a relațiilor dintre fostul URSS și aliații vestici. Deci, la un moment dat, sistemul creat de Lenin, de stat, nu mai avea valabilitate. Și atunci a dat seama și Brejnev. Probabil Brejnev, dacă ar fi trăit, ar fi făcut aceeași politică ca și Gorbaciov. E o presupunere. Însă Mihail Gorbaciov a terminat cu totul RSS-ul prin puciul din august 1991 și în cele din urmă pe 25 decembrie 1991, iată că RSS-ul încetează de facto ca stat. RSS-ul a avut și anumite ieșiri politice mai neortodoxe. În primul rând vorbim în timpul lui Brejnev de o invazie a Afganistanului din 79 până în 89, un război de uzură purtat în acea țară și v-am spus că regimul taliban are sprijinul Statelor Unite ale Americii și în cele numai regimul taliban după loviturile, după atentatele la 11 septembrie 2001 devine inamic al Statelor Unite ale Americii. Prin urmare, vedeți, normalizarea aceasta a început după conferința de la Helsinki între URSS și Statele Unite ale Americii și a continuat sub Mihail Serghei Gorbaciov și omologul său american Ronald Reagan într-o perioadă a ceea ce s-a numit războiul rece, termen care provine din francez la guerre froide și care s-a extins, adică un război în care o amenințare permanentă a armelor nucleare, dar care nu s-a pus niciodată în practică și atunci acest conflict, inițiativa războiului stelor din 1985 al lui Reagan, se mută cumva în spațiu, deci o competiție între două superputeri, fie pentru dominația sferelor de influență în emisfera nordică, atenție, cel mai mult, fie către o dominație a spațiului cosmic. În 1975 avem
O altă normalizare, o normalizare de această dată cosmică, ca să spun așa, este vorba de punerea primei stații spațiale și atunci se întâlnesc, își dau mâna, un cosmonaut rus și cu unul american, deci atât o normalizare și pe tărâm științific. Totdeauna statele au avut și recunoaștere și nerecunoaștere. Sunt, de exemplu, în ziua de azi state care recunosc anumite republici, state care nu recunosc anumite republici, există chiar și în Uniunea Europeană anumite disensiuni privind recunoașterea Kosovo, România nu recunoaște Kosovo, sunt anumite state care recunosc. Aici, în funcție de politicile fiecărui stat în parte și de anumite deficiențe și carențe care aparțin istoriei, pentru că statele evoluează, au evoluat teritorial și evoluează. Este o, dacă vreți, o mecanică a geopolitici în orice teritoriu, dar sunt și teritorii stabile în lume. De exemplu, teritorii stabile sunt în America de Sud, în Australia, în Noua Zeelandă, în Europa parțial, în Balcan, în Caucaz parțial, sunt și acolo disensiuni destul de mari între Caucazul de Nord, Caucazul de Sud, sunt și acolo separatiști. Două, trei cuvinte în legătură cu impactul economic avut de războiul rece, dar și de războiul stelor, cum au fost supranumite ghilimele de rigoare. Impactul economic, în primul rând, fiecare alianță, atât Tratatul Atlanticului de Nord, care mergea pe doctrine occidentale, în care omul avea acces la toate, binefacerile democrației și blocul comunist. Aici trebuie să facem, din cadrul tratatului la Varșovia, din ce cauza au ieșit ungurii în stradă în 56? Nu pentru că nu aveau ce mânca, ci pentru că nu le mai convenea ideologia. Eu vreau să ia exemplu din Occident. Atunci au intervenit trupele sovietice. La fel și Ceoslovacia, defuncta Ceoslovacia. Nu mai este acum, asta a fost revoluția de catifea din, sau dacă, divorțul de catifea din 1993 și s-a făcut Cehia-Slovacia cu capitala la Praga și cea de la Bratislava. Ei bine, numai că au existat state, într-adevăr, în România a fost o carență și o carență alimentară. La un moment dat, spre sfârșit, spre anii 80-90, dar aici nu a fost vina neapărat a lui Ceaușescu, ci a unor serie de politici interne care au fost la momentul respectiv. Sigur că între statele estice și statele vestice a existat un decalaj de dezvoltare după, de dezvoltare economică și politică de după al doilea război mondial, numai că dacă ne uităm pe hartă, statele catolice pe ansamblu, Ungaria, Polonia, statele din fosta Iugoslavie, au avut o altă susținere din partea Occidentului. Sigur, dacă mergeai în URSS în vizită, deci să nu credeți că atunci când mergeai în URSS, spuneai că mergi la Rusia, adică indiferent că mergeai în Azerbaijan, că mergeai în Armenia, că mergeai în Ucraina sau în Republica Moldova, mergeai la, era termenul generic. Deși fiecare stat avea o altă limbă, alte obicei, o altă istorie. Ei bine, în momentul în care mergeai la ruși, cum spunem noi, găseai de toate, adică niciodată, cei care trăiau sub URSS n-au avut de suferit de foame sau de o anumită libertate de circulație în interiorul URSS sau chiar în exteriorul URSS-ului. La noi era mai problematic când vrei să treci dincolo în Occident. Nu cred că era vreun cetățean al URSS-ului de atunci care să nu poată accesa, să treacă în Occident, și iar venirea lui Gorbaciov a democratizat cu totul URSS-ul, în timp ce unele state au intrat într-un colaps și mă refer la România și ceea ce a dus la dezastru din decembrie 1989. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru comentariile făcute și pentru informațiile pe care le-ați adus și vă urez mult spor în continuare. Continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pasterea de sănătate, sfatul tirul, horoscop, succeva într-un minut și alături de profesorul Petru Tomegea învață românește. Dacă doriți să revedeți în vizionare, puteți face de la ora 10 sau pe rețelele social media. O zi frumoasă, un weekend plăcut, la revedere!